întotdeauna țin audiențe. Audiențele trebuie să vă găsiți Tipușor Dan. N-am făcut nicio... M-am putut, am făcut cerere. N-am putut să pătrund, poate la Iohannis. E mai ajungeam. Ușor. Mai ușor, mă aveți cuvântul. Vă rog. Aveți cuvântul. E o chestiune de normalitate. Normalitate. Ce aveți astăzi pe agenda de lucru? Evenimente, după asta în sectorul 4, să vedem proiect mișto. Deci a început campania oficial. Oficial. Oficial nu merge bine. Nu oficial. Atât de bucuros să fiu în sectorul 4 la Daniel Băluță, pentru că este un om care a demonstrat într-un oraș în care, din păcate, la nivelul primăriei generale, în ultimii ani nu s-a făcut absolut nimic. Și aici cred că demonstrează cel mai bine Daniel Băluță că nu e despre politică și despre partide, e despre oameni, despre cetățeni și despre ce putem să facem pentru ei. Și mai ales, Sebastian, despre echipe, pentru că, să fim sinceri, cred că atât tu cât și eu trebuie să ridicăm puțin percepția vis-a-vis de ceea ce înseamnă politică, mai ales despre ideea de a face lucrurile pentru oameni. Poate că modul acesta de lucru, tipul de respect și de abordare pe care o avem, ar trebui să inspire și pe alții, pentru că tu știi să construiești, eu știu să construiesc. Deci ce mi se pare remarcabil e că e un proiect început acum mai puțin de 2 ani de zile. Da, așa este. Care e practic gata. Înțeleg că în 2-3 luni de zile... În luna iulie este termenul de finalizare al lucrării și vreau să spun că ne așteptăm ca finala Cupei României dintre Sport Club Miercurea Ciuc și Steaua București să se desfășoare pe Berceni Arena. Este singurul centru construit în București în ultimii 50 de ani. Astăzi devine singurul patinoar din capitala României. Când vezi că se poate, parcă îți revine speranța și încrederea în țara asta. Mulțumesc încă o dată, Daniel, și tot respectul meu. Sănătate să fie, Doamne ajută, și mă bucur că ai venit aici la noi în Berceni Arena. O onoare pentru noi. Ca bucureștean am vrut să văd și lucrurile bune din oraș. De fapt, minunile Bucureștiului făcute de oameni care au demonstrat că și la noi în capitala țării se poate. Un asemenea om e primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Nimeni nu mă poate acuza de subiectivism, e în alt partid politic, dar este un om care a făcut, e un om care are echipă, e un om care are un plan. Sunt lucruri pe care și eu le propun pentru bucureșteni. Și astăzi, în prima zi a porților deschise, de la ceea ce vedeți în spatele meu, am vrut să văd cum arată, într-adevăr, o clinică la nivel top, top mondial. Oameni buni, avem până pe 9 iunie o misiune. Să mergem fiecare în cartierul lui, pe strada lui, alături de vecinii noștri, colegii noștri, prietenii noștri și să le redăm speranța. Ce face Elena? Alături de dumneavoastră, cu toată echipa. Hai că vin acum. Competent, tânăr, cu putere de muncă, cel mai bun pentru primăria capitală. Și ne oferă forță. Domnul primar, pentru căței, pentru căței inima noi, ce faceți? Ce faci mai bine? Uite, trebuie să-i găsesc adopție. L-am adunat de pe stradă și trebuie să-i găsesc adopție. Și l-am pus și pe Facebook, am 600.000 de vizualizări, dar nicio cerere de adopție. 2000 de share-uri, 7000 de like-uri. Da, și e foarte cu mine. 7000 de nimic, nimic, nimic. Doamna Sediu Tianu? Da, de ce nu? Când să adoptăm, am adunat 22. De niște ani de zile. L-am apreciat tot timpul că a venit din presă și și-a dorit el să vină. Da. M-a abordat și mi-a zis, domne, e timpul pentru o schimbare. Te cred că așa au venit toți lângă tine, de fapt. Ei, da. Da. Ne-a tras. Am noroc. Mi-a dat Dumnezeu noroc de oameni foarte buni. Mult mai bun decât mine, serios. Serios, serios. Contează și destinația, dar și călătoria. Și e foarte frumos. Oameni frumoși, plin de energie, exact cum a fost astăzi aici. Lucrul ăsta se simte, deci nu știu cât pot să-l redau în cuvinte, dar se simte.